Un nou studiu major a descoperit credința larg răspândită în Isus și înviere și o deschidere către conversații spre credința creștină. Studiul a fost realizat de Alpha, Alianța Evanghelică Hope Together, Asociația lui Spalau și Biserica Comunitară Kingsgate în cadrul Talking Jesus 2022. Din cei 3115 adulți din Marea Britanie chestionați, aproape jumătate, 48%, s-au descris ca fiind creștini. Acesta a fost cel mai mare în categoria de vârstă 65+, 63%, scăzând la 29% în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani. Dintre cei care s-au identificat ca fiind creștini, 42% au spus că nu practică, în timp ce 6% practică. Numărul creștinilor nepracticanți a scăzut cu 10% din 2015, ultima dată când a fost efectuat studiul, în timp ce procentul creștinilor practicanți a rămas stabil. Mai mulți oameni din categoriile de vârstă mai înaintate se identifică ca fiind creștini și pe măsură ce pleacă sau mor, de aceea vedem această schimbare. Întrebat cum le-ar descrie pe Iisus, o cincime din toți respondenții au spus că este Dumnezeu în formă umană care a trăit printre noi în secolul I. Un al treilea a spus că este un profet sau un lider spiritual, dar nu Dumnezeu, în timp ce un sfert a spus că este o ființă umană normală. Aproape jumătate din cei chestionați au spus că cred în înviere, 45%, 16% spunând că cred că s-a întâmplat exact așa cum este descris în Biblie, iar 29% spunând că unele aspecte ale relatării biblice nu ar trebui luate la propriu. Dr. Jonathan Wolf a spus că descoperirile sunt o oportunitate extraordinară pentru biserică. Este o veste atât de bună că într-o epocă în care știința și alte lucruri ar fi trebuit să infirme acest lucru, atât de mulți oameni încă spun că cred în înviere, a spus ea. Întrebând creștinii practicanți cum au ajuns la credință, cel mai obișnuit răspuns a fost a crește într-o familie creștină, 34%, urmată de citirea Bibliei, 24%, și de a merge la școala duminicală sau la o slujbă fizică în biserică, alta decât o nuntă sau o mormântare, 19% fiecare. Alții au spus că a fost după o experiență spirituală, 16%, sau o conversație cu un creștin pe care îl cunoșteau bine, 15%. Peste 3 sferturi, 76%, au luat decizia de a deveni creștini până la vârsta de 18 ani. Dintre aceștia, o treime au spus că au fost creștini de la naștere. Acest lucru reflectă într-adevăr influența familiei și ar trebui să pună un accent foarte mare pe ceea ce facem în munca copiilor, tinerilor și familiei noastre, a spus Dr. Jonathan Wolf. Ceea ce facem în acești ani de început și în grupurile noastre de tineri este atât de important pentru biserici. Aici mulți oameni au acele decizii pentru a veni la credință. De asemenea, studiul a aprofundat în perspectivă care ar putea ajuta la formarea evangelizării și a sensibilizării bisericii. Întrebând necreștinii unde ar merge pentru a afla despre credința creștină, cel mai popular răspuns a fost Google, 26%, urmat de a merge la o biserică locală și de a citi Biblia, 22% fiecare. A merge la o slujbă obișnuită a bisericii este de fapt o oportunitate cu adevărat de evangelizare. La slujbele bisericii obișnuite ar trebui să vă așteptați să fie acolo oameni care nu sunt încă creștini. Ea a adăugat, cuvântul lui Dumnezeu este puternic, puternic pentru viețile noastre și puternic pentru viețile oamenilor care nu sunt creștini și trebuie să spunem asta în mâinile lor într-o formă care ei să poată înțelege și cu care să se implice. Dintre cei 53% dintre necreștini care au spus că cunosc un creștin practicant, aproximativ o treime au spus că acesta este un membru al familiei, 31% sau un prieten, 35%. Întrebați cum le-ar descrie pe creștinul pe care îl cunosc, cele mai frecvente răspunsuri au fost prietenos, 62%, și grijuliu, 50%. De fapt, o mare parte din munca rațională pentru evangelizare se întâmplă cu oamenii care ne sunt cu adevărat apropiați. Studiul a mai constatat că creștinii au încredere în a-și împărtăși credința. Peste 3 sferturi dintre creștinii practicanți, 77%, spunând că se simt confortabil să vorbească cu necreștinii despre Iisus Hristos. 3 sferturi au fost de acord că este responsabilitatea fiecărui creștin să vorbească cu necreștinii despre Isus. Iar majoritatea, 81%, au spus că biserica lor oferă cursuri, evenimente și servicii care ar fi potrivite pentru un necreștin. Descoperirile au dezvăluit oportunități de implicare suplimentară, aproape jumătate dintre necreștini, 44%, spunând că creștinul pe care îl cunoșteau nu a avut niciodată o conversație cu ei despre credința lor.
Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că cei mai mulți dintre cei care au avut o conversație de credință cu un creștin au spus că sunt confortați cu acesta, 75%. Întrebați ce își amintesc despre conversație, o treime au spus că a fost întrebat ce cred ei, în timp ce o proporție similară, 30%, a spus că creștinul a împărtășit o poveste personală despre credința lor. Această cercetare, care a fost făcută pentru prima dată în 2015, ne permite să privim peste 7 ani și să vedem tendințe care ne vor ajuta strategic cu creșterea bisericii. Are lucruri semnificative de spus despre investiția bisericii în generațiile tinere, ne dă speranță reală pentru viitorul bisericii și încurajări care acum este momentul pentru evangelizare și misiune. Reafirmă că după pandemie nu a existat niciodată un moment mai bun sau mai multă nevoie ca noi creștinii să investim în a-L face cunoscut pe Iisus. Rachel Hufford, șef de misiune la Alianța Evanghelică, a declarat că studiul prezintă o veste atât de bună pentru biserica din Renatul Unit, cât și pentru noi ca martori creștini individuali. Acesta reafirmă faptul că prietenii noștri necreștini gândesc bine despre noi și că există o deschidere din ce în ce mai mare pentru a ne auzi poveștile de credință. Relatează christiantoday.com. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta!